cum credeți, Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană fără Transnistria? Din câte am înțeles, demnitarii europeni au spus că, adică nu că fără Transnistria, dar deocamdată putem merge înainte așa cum suntem până la rezolvarea conflictului. Cred că da. Eu nu sunt de acord. Eu aș dori să întreaga Republică să facă posibilul și imposibil să adiere la Uniunea Europeană. Așa ar fi un progres binevenit pentru toată lumea și pentru malul drept și pentru malul stâng. Unde obște ar fi de dorit să se unească cu România de amăși să fie o țară mai mare? Cred că nu. Constituția nu permite. Constituția Republicii Moldova stipulează că teritoriul este inalienabil. De ce este imposibil? Ar putea. Altfel nu se poate. De ani de zile de răbdat cât am răbdat până acum. Nu cred. Suntem o parte a Republicii. Trebuie cum împreună să fim. În observațiile dumneavoastră, s-a schimbat atitudinea Rusiei față de regiunea transnistreană? Nu cred. Cred că aceeași atitudine a rămas. Numai nu știu cum cu finanțarea, dar în rest așa și-a rămas. Timpul va arăta. E greu de răspuns la întrebarea asta, că nu avem legătură cu ei. Înțelegeți? Noi nu știm ce gândesc ei, fiindcă nu privim emisiunile care le transmit, adică știrile. Nu știu de ce respectiv ne-am izolat. Ei s-au izolat de noi și noi ne-am izolat de dânșii. Interesul Rusiei nu s-a micșorat, deoarece politica Rusiei este întotdeauna și a fost imperialist. Și față de Republica Moldova și față de alte țări. Nu cred. Tot așa cum nu s-a diminuat față de Moldova, nu vedeți ce se face. Ei fac totul ca să ne subruge și ca să-și facă mendrile aici. Norocul nostru că deocamdată rușii nu reușesc să ajungă la Odessa. În caz contrar, ar fi vai și amar de noi. Războiul din Ucraina ar putea urgenta soluționarea problemei transnistrene? Sigur. Sigur, fără nicio problemă. Eu cred că cu victoria Ucrainei se rezolvă și problema cu Transnistria. Cred că nu. Acolo e o problemă, aici e altă problemă. La noi problema e mult mai simplă, dar pentru asta trebuie minte și înțelepciune. Și s-ar rezolva problema fără gâlceavă, cu atât mai mult fără sânge. Cred că da, în cazul în care ucrainenii ies învingători și noi continuăm să mergem pe calea europeană. Dacă aici se schimbă puterea, atunci, nu știu, lucrurile s-ar putea schimba în rău definitiv și nu cred că vom avea foarte curând o șansă de schimbare. Așa că trebuie să folosim șansa pe care o avem și să ținem guvernarea pe care o avem. Cine depinde mai mult? Malul drept de malul stâng sau malul stâng de malul drept? Clar că malul stâng depinde de malul drept. Noi le achităm gazul, noi îi susținem, ei nu știu unde, la ce se gândesc. Transnistria depinde de Moldova, desigur că nu altfel. Nu s-a rezolvat ani de zile, dar pe parcurs eu cred că o să soluționeze, fiindcă ei merg greu în toate privințele. Și majoritatea sunt de acord de acum cu ceea ce spune Moldova. Se conturează alte situații, cred eu, că partea stângă a Nistrului, anume Transnistria, Tiraspolul, acum cred eu că devine mai dependent față de Chișinău și politic și economic. Interesele europene, ei au însuși că fac aceeași, au interese economice, au business și își dau seama că cu Rusia, cu toate că au nostalgie sovietică, dar interesele de azi le dictează că totuși trebuie să colaboreze cu Chișinău și cu România și cu Uniunea Europeană. În vedere economic și chiar de securitate și chiar de viața lor, și că vor să trăiască și indiferent de etnii care sunt acolo. Republica Moldova depinde și de Uniunea Europeană. Deci întregirea în Uniunea Europeană trebuie să fie făcută întreg. Și Republica Moldova și partea din stânga Nistrului. Dar actualmente o parte din teritoriu este sub ocupația străină din 1992. Doar cu ajutorul Federației Ruse mai există acea anclavă.
Cred că în viitor se va rezolva această problemă, depinde de mai mulți factori, inclusiv și de politica a noastră națională a Republicii Moldova, dar și de relațiile cu Uniunea Europeană.